Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. Înainte de a continua, vreau să vă reamintesc să vă abonați canalului dacă încă nu ați făcut-o, porniți toate notificările, nu vă costă nimic, este gratis. Dacă vreți, lăsați și un like și un comentariu, de asemenea, nu costă nimic să faceți acest lucru și pe mine mă bucură mult. Hello, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi m-am gândit să filmez timp de o zi. E duminică, am fost la biserică, am dus-o și pe Bebelina, am îmbrăcat-o foarte frumos într-un vișiniu, cu niște ciorăpei așa drăguți de bebeluși, cu bulinuțe roșii, o să vă arăt și vouă. Acum vorbește destul de mult pentru că a dormit destul de bine și e foarte energică. Eu am fost așa îmbrăcată, cu rochița asta pe negru, cu inserțiile astea așa crem, verzui maronii pe aici în față și are și elastic în talie, ceea ce mă bucură tare mult pentru că vine sub formă de voaluri aici, în partea de jos, de desubtul taliei, și are și voal, după cum v-am spus. Dar tiulul acesta de desubtul rochiței face ca să nu fie transparentă. Că vedeți, la mâneci e transparentă, are doar partea asta de voal, iar aici jos are și juponul, să-i zic așa. Da, îmi place tare mult cum se prezintă rochița și mă bucur că am luat-o astăzi. Am purtat niște tocuri galben muștar și mi se pare că mi-a venit superb. Așa e, așa e, îmi zice Bebelina că aprobă. O să vă arăt ce cumpărături am făcut de la Jumbo și după aia ne continuăm ziua. Mai avem câteva cumpărături, vi le arăt și poate ieșim pe afară, ne mai plimbăm sau facem o cină, o să vedem. Eu am de făcut ordine la dulapul Bebelinei și anume acesta și acesta de sus. Are foarte multe haine care nu-i mai vin, numărul 68 nu-i mai vine. Am trecut pe 74-80 și credeți-mă că avem puține haine 74-80, că am zis să nu cumpăr prea multe până nu e necesar, dar a avut, cred că, un pușeu de creștere. Nu-mi explic că acum, de 2-3 zile, nimic nu-i mai vine. Nimic. Nici geaca numărul 68, abia, de fapt, numărul 70 are geaca undeva. Nu chiar 68, 70 și ceva. Abia o bag pe ea. Dacă știți ce am luat eu de pe Sinsave, am arătat mai demult cu mini mouse. Da. Dar de-abia mai intră. Așa că va trebui să punem comenzi și de haine, nu doar de lucrușoare pentru ea, dar vreau prima dată să-i eliberez dulapul, să-i scot ce nu-i mai vine. Da, nu-i mai vin foarte multe lucruri. Aici am body-uri cu numărul 62-68, astea clar nu mai intră pe ea. Sunt din decembrie luate, unele dintre ele posibil să fie în ianuarie, dar sunt din Lidl, vedeți că e Lupilu. Și ca să mă justific la ceea ce am spus eu zilele trecute, hăinuțele de la Lupilu sunt extrem de calitative. Nu mi s-au scămoșat, nu s-au rupt, nu s-au descusut, iar altele din alte magazine s-au cam scămoșat. Dar astea de la Lupilu sunt, doamne, mi se par foarte bune, la un preț extrem de bun, spre mic. Și chiar dacă scutecele Lupilu nu-mi plac, hainele sunt foarte, foarte ok. A purtat destul de des hainele astea, deci nu vă gândiți că am dat o dată de două ori și nu s-a întâmplat să se scămoșeze. Uitați-vă și voi la cusături, la capse, aici sus la gât, unde poate se murdărește mai des, la mâneci. E ce trebuie. Lupilu o să mai cumpăr, chiar dacă ar zice lumea ce iei haine din Lidl, nu. De fapt, eu iau haine care să fie bune, calitative, să nu-i scămoșeze din primele purtări. Da, astea v-am spus, hai să vedeți ce am cumpărat de la Jumbo. Avem așa un buget de 50 de lei și am trecut un pic peste 54, cam așa. Am luat așa un clește de nituit
și capsat și perforat cu 17 lei. Așa arată. Și pe lângă asta mai avem câte ceva chestii utile, dar o să vi le arăt așa rând pe rând. Bine, și toate sunt utile, toate prostioarele astea sunt utile în casă și ne fac viața mai ușoară, dar unele dintre ele ne fac treaba și mai ușoară. Și avem așa și un recipient din acesta pentru ornat crema pe prăjituri. E până în 250 de ml, undeva la 4 lei a costat. Am luat și bureți pentru că nu mai avem, tot așa vreo 4 lei setul. Aici avem 3 bureți pe albastru cu partea asta aspră, abrazivă de desubt. Și aici avem 3 bureți pe galben, clasici, cum găsim peste tot, cu partea abrazivă tot așa, dar pe verde. Și au fost undeva la același preț, 4-5 lei. Avem și doi suporți din aceștia de pus tot felul de lucruri în ele, în momentul în care plecăm undeva. Aici, spre exemplificare, ne arată niște măști. Da, în cap măști, foarte bine, să nu duci tot setul, dar putem să punem și alte lucruri. Când avem de plecat, numai bine, punem înăuntru, în mașină și am putut pleca cu cele necesare. Poate niște hârtii, poate un act mai micuț, orice care să intre, bineînțeles. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat astea au fost fiecare cam 4 lei bucata. Vă arăt imediat pe bebe că e tare simpatică. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat este acesta cu 24 de lei. Este un organizator pentru cabluri, pentru prize, dacă avem așa ștechere mici de luat cu noi, pentru sfori, dacă ne trebuie, mergem pe undeva, poate la un picnic. Și poate trebuie să ne punem chibitre sau brichete, orice, tot așa lucruri mici, dar de așezat, compartimentat, după cum se vede. Super! Astea sunt lucrurile cumpărate, vi le arăt imediat și pe celelalte, dar trebuie să vă arăt pe bebe. E foarte jucăușă, e foarte energică și e îmbrăcată superb, ca o domnișoară, elegantă, frumoșică, covileroasă. Hai să vă arăt! Ué, ué, assim é fácil acolo, ué, ué, uite, fuge, uite, fuge. Da, fii ăștia acolo, uite că toată-i transpirat, mă. Ce-ai făcut că-i transpirat? Ai transpirat, așa te-ai zucat? Toată ești transpirată. Aici e Bebelina, noi îi punem o saltea jos peste covor ca să se joace, să se zbenguiască. Merge de-a bușilea, dar se mai și aruncă și trebuie să îi punem, nu putem să o lăsăm direct pe covor, că ei place să se arunce ca în piscină. Și atunci o punem pe o saltea pe care o aveam noi și peste saltea o păturiță de-a ei. Da, de ce te strâmbi acum? De ce? De ce te strâmbi? De ce? Așa, te săluți! Fii fericită! Uitați-o cum am îmbrăcat-o! Pardon, cu o bluză, cu o fustiță peste, așa, și cu ciorăpeii ăștia drăguței. Doamne, cât ești de drăguță, ești o simpatică, și zumătate. Da, spune-le și tu ceva la oameni. Așa. E foarte simpatică, după cum v-am spus. Opa. Haide, pune-te în ce parte vrei tu. Nu vrea. Nu vrea să stea cu spatele, vrea să se vadă în ecran. Da. Noi ne punem să ne facem în continuare treaba. Trebuie să-i sorteze hainuțele. Mărimile bune să le las în dulap, dar pe cele mici să le scot. Și să vedem ce avem de cumpărat mai departe. Bine? De ce mesteci în gol? Că mai înainte ți-am dat să papi. Da, mai înainte. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. Da. My numbers are poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know my scatter ride. Și vezi cum vom să mă lăsa asta din el. Soare. Cine mă știu? Uite că ai mestrat și tu asa. Uite, asta din spate. Trebuie să-i fie bune acum. Deci, uite, stânga în spate alea.
Sunt bune, din astea le dăm. Astea trebuie să le verific. Astea sunt bune. Astea cu mânecă scurtă de pe Temu sunt bune. Șosetele astea sunt așa și așa. Aici am un body bun. Asta pe negru sigur e bun, că a fost mare, l-am primit. Și acum e bun, știi? Așa. Trebuie să le împătur. Le iau și le împătur. Așa. Deci astea sunt bune, astea sunt bune. Asta e bun. Șosetele. Și alea de la spălat le spălăm și am o grămadă care trebuie puse să le scot, știi? Numai să le spăl să știu că spălat. Ăștia nu-i mai vin, dar i-a purtat destul de mult și au stat foarte, foarte bine. O să-i pun deoparte. La ăsta nu mai am perechea pentru că i-am pierdut-o. Nu știu, o să mă țin aici că poate o găsesc pe undeva. Și trebuie să văd ăștia cum îi vin acum. Da, da, da. Ăștia încă-i vin. Și gercele le mai las. Din dulap am scos renul acesta, body foarte gros, l-a purtat iarna. Am scos perechea asta de pantofi super frumoase din H&M. Am scos body-ul ăsta, iepuraș, rozaliu pudrat, mărime mică. Am scos astea toate, geaca aia și niște șosete care sunt pe aici pe undeva. Așa, și astea de iarnă, care oricum sunt mărimea 62 pe 68, clar, astea nu-i mai vin. Și vreau să, după ce le spălăm pe cele din coșul ei de rufe și după ce se usucă, o să am depus încă vreo 5-6 lucruri, care știu sigur că m-am chinuit acum ultima dată când i-am dat și mai rămâne loc de ce mai am prin dulap, că încă mai am ceva care îi vine la fix, dar trebuie neapărat să cumpărăm. Asta e a doua cutie pe care o punem, o umplem cu haine puse deoparte de la ea. Vrem să facem în seara asta o cină și avem așa ficăței, pipote și ceva oase. Astea sunt puse de câteva ore să se dezghețe și am mai multe caserole mici de pipote și ficăței. Trebuie să le separ pentru că mie nu-mi place să le fac împreună, nici nu cred că ar ieși. Și aici din oasele astea putem face și o ciorbă. Am fost la țară și am dus așa creme și o să mănânc acum pentru că îmi place tare mult. Ouă de casă, must din acesta, câte ouă sunt aici, 10. Am mai dus și piept de pui, pulpe și cam atât. Astea sunt duse acum, doar astea erau de tura trecută. Am cumpărat și un aptamil din acesta mai mic de 800 de grame până ne ajunge coletul cu cele 4 pe care le-am luat. Am zis să mai luăm unul pentru că nu mai aveam. Și am găsit la cineva de la care noi tot cumpărăm acest chefir care este super bun. Mie una îmi place foarte mult, e foarte condensat, e super, îmi place. Am luat și biscuiți pentru bebe de la Nestle. Am luat banane, tot așa pentru bebe, că mai am doar două. Nu doar pentru bebe, și pentru noi. Muștar din acesta la minut, foarte bun. Avem și castraveți murați pentru că vrem să mâncăm la cină. Și cafea de la Tassimo, nu mai aveam nimic. Iar pentru făcut la cuptor sau în tigaie ne mai gândim, niște cartofi, poate să fac cartofi prăjiți, dacă nu mâncăm prea târziu, e ok să facem și prăjiți. Eu mereu spăl ficăței ca să nu rămână amari și îi curăț de albeața aia de pe fiecare ficățel în parte și las să se scurgă foarte bine, pun mărar, pătrunjel, călesc multă ceapă și usturoi. Tai ficăței destul de mărunt și îi prăjesc pe ambele părți. Timp în care pun și mărarul și pătrunjelul, dar focul dau cumva mai spre mic. Și pun și sare și piper. Atâta tot. Uh-huh.
I-am făcut aici banană cu biscuiți, i-am pus doi biscuiți Nestle și îi dau să mănânce. E ora 7 ceva de genul, dar vreau să nu mă apuce seara ca să știu sigur, să știu eu sigur că am mâncat consistent. E o jumătate de banană cu doi biscuițe. Aici i-am pus cărticii ca să se joace. E a curs, cred că de ieri, cartofi dulce. Și aici e Bebelina. Îi place foarte mult în ultimul timp să bage mâna peste tot, să tragă și momentan nu o las să bage mâna ca să îi dau prima dată să mănânce și mai pe final eu sincer o las să încerce textura chiar și tactil. Dar așa mai pe final, după ce se mai satură, că dacă o las de pe acum face vraiște, cum a făcut ieri la cartof. Uite, uite ce face. Și atunci atrage și nu-i mai rămâne să mănânce. Așa faci, bebe? Așa faci, iubito. Îi place extrem de mult. A mâncat mai mult de jumate în foarte puțin timp. Mâncă una după alta. Ca idee și pentru voi, dacă aveți bebei de 6 luni, 7, banană cu biscuite de la Nestle. Super! E acceptat. Și când dă cu mânuța, că ea nu mai poate, ea vrea să-i dau. Uite ce a făcut, a reușit să prindă un pic din farfurie. Eu, bebe, numai puștiu ți-ai făcut, mă! Uite ce frumoasă e chiar și așa. Toată ești moșcolită. Da, da, da. Ia, ia. Pur și simplu adoră banana. Data viitoare mă gândesc să-i fac 3 sferturi de banană cu vreo 3 biscuiți sau 2 jumate, dar mă gândesc la undeva la 3, pentru că aras tot, n-am mai apucat să-l las să vadă textura, să bage mâna, tot am mâncat. Să-ți fie de bine. Hei, mâncă ce ai în guriță, bine? Așa. A, ți-ai dat jos bavețica. Uite-o, aici ai. Dacă a rămas pe fără cuvinte, i-am dat asta jos ca să dau mai jos de pe scaunel. Uite cum stă. Așa. Ce faci acolo, moscoliți? Hai să te dau jos. Hai de jos, ce faci? Hai de jos, să spălăm asta, să te spălăm pe tine. De fapt, pe tine prima dată.